Vara și prietenii noștri necuvântători merg în vacanță, dar nu neapărat cu stăpânii. Este una dintre cele mai aglomerate perioade în hotelurile și pensiunile pentru căței și pisici. Iar în timp, serviciile oferite de acestea s-au diversificat. Prietenii necuvântători sunt luați de acasă de un taxi special, iar dacă stăpânilor li se face dor de ei, pot să-i urmărească pe camerele video sau chiar să-i sune. Nazdravanul din imagini este Rocky, stă pentru a treia oară la acest hotel de lângă Timișoara, însă de fiecare dată inspectează curtea meticulos. Va petrece aici două săptămâni și va avea un program precis, hrană de două ori pe zi la ore fixe, tratament dacă e nevoie și câte două sesiuni de joacă. Și ce mănâncă dimineața și seara. Fiecare musafir stă în țarcul lui. Doar cei care vin împreună rămân la un loc. La fel și pisicile. Dacă sunt docile, sunt lăsate să zburde pe afară o dată pe zi. Dacă nu, un îngrijitor le distrează în țarc. Piiși. Unele spații au camere video, iar stăpânii pot vedea ce fac prietenii lor. Serviciul vine cu un cost suplimentar. Avem o aplicație prin codul QR. Proprietarii au posibilitatea să acceseze acest cod QR și poate să vadă în timp real, atât de pe telefon cât, cât și de pe tabletă. Unele hoteluri pentru animale au și serviciu de taxi, de pildă Bonnie și Bella vor ajunge singure fără stăpâna lor la cazare. Bunny! Avem zbor în curând și trebuie să-l prindem. Este foarte folositor să vină ei să ia. Este 100 de lei dus în întors în județul Timiș, indiferent din ce localitate, sau se poate plăti doar doar dusul sau doar întorsul. Pentru un cățel, cazarea costă între 60 și 120 de lei pe zi, în funcție de serviciile alese și de dimensiunea căsuței. Pentru o pisică, stăpânii plătesc între 35 și 60 de lei. În perioada asta anului, lunile iunie, iulie, august, jumatea de septembrie, trebuie rezervare din timp. Vine, altul pleacă. Dar, oricât de răsfățate ar fi animalele în aceste spații, întoarcerea stăpânilor le copleșește de fiecare dată.